Da, eu nu voiam să mai intervin la ceea ce s-a spus, dar am impresia că lupul strigă lupul. Adică domnul viceprimar care a condus delegația Pășesc, așa nu pot să vă găsesc alt cuvânt, mai puțin academic, și care putea să găsească că nu e oportună, pentru atunci trebuia să gândească și la gaura care s-a făcut în bugetul local și când ar fi fost oportună, poate ar fi trebuit făcută peste un an. Domnul, lăsați-mă, cum nu conduceți dumneavoastră ședință, chiar dacă aveți atribuții de viceprimar și peste tot consilier, lăsați că dumneavoastră ați fi făcut acuză la adresa noastră. Deci atunci ar fi trebuit să, vă gând, să aveți grijă față de bugetul local. Este vorba... Și aveți grijă dacă ați întrebat vreun salariat, unul singur. Dacă ați făcut ceva în primărie asta, nimeni n-ar putea să spune ce ați făcut. Efectiv. Deci este vorba, avem un cadru legal. Mie îmi spune aici domnul Găbureanu, în raport, că... Se încadrează această majorare, se încadrează în cheltuielile de personal și în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat. Și noi că spuneți că nu putem da, pentru că trebuie să avem grijă și de celelalte categorii și de DPP. Fiecare la rândul lui. Eu sunt de acord. Haideți să începem cu această majorare. Salariile sunt foarte mici, majorarea pe salariat este foarte mică, oamenii sunt eroi. Sunt eroi că stau și lucrează în această instituție. Eu aș fi fugit de 1000 de ori la acest salariu. Haideți să fim, nu mai fim ipocriți, să dăm această majorare așa cât ea, să fim de acord. Iar în ceea ce privește viitoarea legea salarizării, vreau să-l întrebați pe domnul Ponta, pe șeful dumneavoastră, care dacă v-ar citi acest discurs, cred că v-ar da afară din partid. Pentru că acest discurs, în contradicție totală cu ceea ce face dânsul. Știți foarte bine ce majorări de salarii s-a făcut și când, cu toate că există acest proiect de lege a salarizării. Haideți să nu mai ne dăm după perdea și să fim de acord cu acest proiect de hotărâre.